Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană. Banca Națională a stabilit pentru joi 23 ianuarie un curs de 19 lei și 56 de bani pentru un euro, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american crește cu 6 bani și ajunge la 17 lei și 66 de bani. Leul românesc își păstrează cotația de 4 lei și 9 bani. Hrivna ucraineană și rubla rusească rămân la aceleași valori de 72, respectiv de 28 de bani.